Bobotează încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în ajunul Crăciunului. În grecește, cuvântul bobotează este numit teofanie sau epifanie, care se traduce prin arătarea Domnului, adică a Sfintei Trăimi. Creștinii occidentali comemorează în primul rând vizita magilor la nașterea pruncului Isus și astfel manifestarea fizică a lui Isus către neamuri. Ortodoxii comemorează botezul lui Isus în râul Iordan, văzut ca o manifestare stare către lume a Fiului lui Dumnezeu. Biblia îl menționează pe Ioan Botezătorul, considerat de către creștini ca înainte mergătorul lui Isus Hristos, care ar fi propovăduit venirea acestuia, îndemnând pe iudei la pocăință. Ioan le cerea înainte de a-i boteza să își spovedească păcatele și să se pocăiască, spunându-le că el îi botează doar cu apă, dar cel care va veni după el, în tradiția creștină Isus îi va boteza cu Sfântul Duh și cu foc. Despre cel care va veni după el, Ioan spunea că acela este mult mai mare și mai puternic decât el. Evanghelia relatează faptul că și Isus a venit din Galileea pentru a fi botezat de către Ioan, care, văzându-l, a spus: Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce spală păcatele lumii. Conform acestei relatări, ieșind din apa Iordanului, Isus ar fi spus: cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a vărsat, coborându-se ca un porumbel și venind peste el, și glas din în ceruri zicând, acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Boboteaza este deci una dintre cele mai importante sărbători ale anului pentru creștini. În toate bisericile ortodoxe, preoții fac aghiazmă, respectiv apa sfințită, cu care botează apele, oamenii, animalele și casele. Boboteaza este astfel și o sărbătoare dedicată purificării naturii și mai ales a apelor, de forțele răului. Acum, se colindă, se prevestește cum va fi vremea în noul an sau cum va fi recolta.